Neuropatia diabetică afectează foarte mult calitatea vieții. Studiile au arătat că până la 80% dintre persoanele diagnosticate cu neuropatie suferă de depresie și anxietate. Profesor universitar dr. Bogdan Timar, decanul Facultății de Medicină UMF Victor Babeș Timișoara, medic diabetolog, a studiat impactul neuropatiei asupra aderenței la activitățile de autoîngrijire, dar și asupra calității vieții la pacienții cu diabet zaharat de tip 2. L-am invitat așadar la o discuție despre munca sa de cercetare, cunoscută în întreaga lume, dar și despre testul Michigan, un instrument util pentru detectarea precoce a neuropatiei periferice simetrice distale, pe care îl folosește în activitatea sa. Aș vrea să ne împărtășiți din experiența dumneavoastră privind testul Michigan în activitățile de cercetare pe care le-ați desfășurat până acum. Înțeleg că ați publicat 4 articole științifice foarte bine primite și cotate, care au cumulat sute de citări. Puteți să ne spuneți despre ce articole este vorba, când le-ați publicat și în ce publicații? Într-adevăr, testul Michigan este un test pe care îl cunoaștem și care este folosit pentru diagnosticul și stadializarea neuropatiei diabetice. Este un test care are 2 componente. O componentă subiectivă, care este interpretarea pacientului cu privire la simptomatologia referitoare la neuropatia diabetică, și are o componentă obiectivă, care este de fapt examenul obiectiv efectuat de către medic în cabinet. În urma acestor 2 componente, scorul generează un punctaj, iar în funcție de punctajul respectiv putem pune diagnosticul de neuropatie diabetică. Având un test validat care a avut rezultate bune anterioare, noi l-am utilizat și în componenta de cercetare științifică, deoarece o lungă perioadă de timp în Centrul de Diabet din Timișoara am efectuat cercetare științifică cu privire la neuropatia diabetică prin multiple aspecte ale neuropatiei diabetice. Dacă este să fac referire la unele dintre articole științifice pe care le-am publicat și în care am utilizat testul Michigan, m-aș gândi la unul în care încercam să evaluăm o posibilă legătură între severitatea neuropatiei diabetice în rândul pacienților cu diabet zaharat și tulburările de echilibru. Practic, cum am procedat? Utilizând testul Michigan, am pus diagnosticul pozitiv de neuropatie diabetică, după care noi am considerat că un scor mai crescut la acest test se asociază cu o severitate mai avansată a neuropatiei diabetice. Și e un lucru firesc, deoarece pe măsură ce pacientul resimte mai multe componente simptomatice ale neuropatiei diabetice, putem considera că neuropatia este într-un stadiu mai avansat. Pe de cealaltă parte, după ce am stabilit diagnosticul de neuropatie diabetică și am obținut punctajul cu privire la scorul Michigan, am efectuat o serie de teste de echilibru simple. Sunt niște teste de echilibru validate în cercetarea științifică și în practica clinică, niște teste care, din nou, ne generau niște valori. Dincolo de aceste teste simple de echilibru, vă dau exemple. Un test folosit era timed up and go. Practic, pacientul trebuia să șadă pe scaun, trebuia să se ridice și să urmeze un parcurs prestabilit, urmând ca mai apoi să se reașeze pe scaun. Este un test de echilibru validat care ne arată că un pacient care are nevoie de un timp mai îndelungat pentru a face acest test are tulburări de echilibru mai importante. O altă componentă simplă testată a fost single leg stance. Practic, pacientul nostru era cronometrat cât timp poate să-și păstreze echilibru într-un singur picior, desigur într-un mediu securizat și existând personal în preajma sa care să prevină apariția unor accidentări. Mai mult decât atât, am mai evaluat tulburările de echilibru prin prisma percepției pacientului cu privire la frica sa de căderi. Și iată că am avut o serie de măsurători care ne arătau cât de bine stă pacientul nostru din punct de vedere al echilibrului și dacă există perturbări ce țin de tulburările de echilibru. Am corelat aceste rezultate cu scorurile pe care le-am obținut în urma aplicării chestionarului Michigan și rezultatul a fost unul pe care puteam oarecum să-l anticipăm, dar care nu a mai prea fost evaluat în alte cercetări anterioare, și anume pacienții care aveau neuropatie aveau un echilibru mai precar. De asemenea, cu cât simptomatologia referitoare la neuropatia diabetică era mai avansată, cu atât deteriorarea echilibrului era mai importantă. Alte componente în care am făcut cercetare pe baza testului Michigan au vizat asocierea între automanagementul diabetului zaharat și prezența și severitatea neuropatiei diabetice. Dacă este să ne gândim la diabetul zaharat, știm cu toții că acesta necesită o autoîngrijire, un automanagement care este efectuat de pacient, pentru că în cele mai multe instanțe pacientul petrece alături de medicul său 15 minute odată la 3 luni, restul de 3 luni trebuind să-și autoîngrijească afecțiunea cu care trăiește tot restul vieții. Acesta e și motivul pentru care importanța acestor măsuri de automanagement a diabetului este una deosebit de importantă. Revenind la primul studiu, cel legat de echilibru și riscul de cădere la pacienții cu diabet zaharat de tip 2, ce v-a determinat sau ce v-a motivat să folosiți în primă instanță și chestionarul Michigan și dacă ați făcut cercetarea fără să aplicați acest chestionar, ce informații nu ați fi avut? Avantajul pe care l-am avut utilizând testul Michigan este acela că, dincolo de diagnosticul pozitiv, aici putem obține un scor care denotă prezența unei simptomatologii mai bogate sau mai avansate. Deci, iată, indirect, ne-am permis să evaluăm câte dintre componentele chestionarului sunt bifate, considerând noi că, pe măsură ce avem mai multe componente simptomatice ale neuropatiei, neuropatia diabetică era într-un stadiu mai avansat. Deci iată că, dincolo de diagnosticul dihotomic, am avut și posibilitatea cuantificării acestei neuropatii diabetice prin prisma numărului de simptome care erau raportate de către pacientul nostru sau a numărului de semne clinice care erau observate în timpul testării clinice efectuate de către medic. Aș vrea să vorbim și despre activitățile de autoîngrijire legate de diabet. Ce ați observat? Cum este impactul neuropatiei asupra aderenței la aceste activități a pacienților cu diabet zaharat? Ei bine, aici am observat un aspect de buclă inductivă care oarecum a fost surprinzător. Ce am observat noi a fost faptul că pacienții care se regăseau în stadii mai avansate ale neuropatiei diabetice tindeau să-și îngrijească mai puțin diabetul zaharat. Și spun că era vorba de o buclă inductivă, deoarece, iată, știm cu toții că dacă diabetul zaharat nu este bine îngrijit, putem asista la deteriorarea neuropatiei diabetice, practic la progresia acesteia. Odată cu progresia neuropatiei diabetice, iată că reintrăm în acea buclă care ar putea face ca pacientul să-și îngrijească din nou mai puțin bine diabetul și, sigur, că această buclă s-ar putea autoamplifica. Cert este că prin folosirea acestui instrument de screening al neuropatiei diabetice putem interveni în acest cerc vicios. De ce? Pentru că ne permite diagnosticul precoce al neuropatiei și, iată, intervenția cu privire la neuropatia diabetică ne-ar putea duce la îmbunătățiri în ceea ce privește autoîngrijirea diabetului. Deci, iată, cercul vicios ar putea fi întrerupt. De asta consider că este cu atât mai importantă intervenția aceasta prin screeningul precoce al neuropatiei diabetice, pentru că, iată, toată această cascadă ar putea fi întreruptă încă de la debut. Impactul neuropatiei asupra aderenței la activitățile de autoîngrijire se măsoară în general greu, a mai fost măsurat până acum. Vă întreb din perspectiva faptului că și aici ați folosit testul Michigan și bănuiesc că a fost extrem de relevant pentru această cercetare. Cu siguranță a fost placa turnantă a acestei cercetări. De fapt, a fost modul prin care am pus diagnosticul și am stadializat severitatea neuropatiei diabetice. Deci, iată factorul determinant, factorul care genera cauzalitate în această relație dintre neuropatie și autoîngrijirea diabetului. Din cunoștințele pe care le am și din studiile pe care le-am făcut în literatura de specialitate, la momentul realizării studiului nostru, lucru care se întâmpla în jurul anului 2016, nu erau publicate studii care să vizeze această legătură directă prin prisma evaluării neuropatiei diabetice și a cuantificării severității sale, alături de autoîngrijirea diabetului zaharat. Deci, la momentul respectiv, prin prisma cunoștințelor pe care le aveam și prin prisma studiului de literatură științifică pe care l-am făcut, era un studiu inovator, apărut în premieră la nivel mondial. Tot în 2016 ați mai făcut o cercetare legată de factorii care influențează percepția calității vieții la pacienții cu diabet zaharat de tip 2. Aș vrea să vă întreb în ce măsură acești factori sunt modificabili și cât de mult influențează ei percepția legată de calitatea vieții acestor pacienți. Exact așa cum spuneați, am studiat și existența unei legături între diversi factori care ar putea influența percepția asupra calității vieții în rândul pacienților cu diabet zaharat. Aici, dacă este să ne gândim la neuropatie, oarecum relația era predictibilă, pentru că pare firesc, într-adevăr, ca un pacient care are simptomatologie referitoare la neuropatia diabetică să aibă și o scăderea calității vieții, deoarece știm că simptomatologia neuropatiei diabetice este una de răsunet, una care este greu tolerată în stadiile avansate de către pacienții noștri, ducând astfel, desigur, la deteriorarea calității vieții. Am observat lucrul acesta și studiul nostru ne-a indicat exact acest lucru. Practic, pe măsură ce pacienții noștri obțineau un scor mai crescut în urma evaluării cu chestionarul Michigan, asistam la o deteriorare a scorului de calitate a vieții. Deci, practic, iată o relație inversă. Pe măsură ce severitatea neuropatiei creștea, scădea calitatea vieții care era raportată de către pacienții noștri. Unde ați publicat aceste studii și când vă gândiți să reveniți cu un update? Acum, în ceea ce privește studiile respective, există un follow-up constant. Practic, n-au fost niște studii transversale care odată începută au fost întrerupte, ci vorbim de publicarea unor rezultate de etape, iar mai apoi, după analiza rezultatelor și punerea în comun cu literatura științifică, noi avem o continuare a acestor rezultate. Deci, practic, acelea sunt niște rezultate ale unui studiu amplu, pentru că vorbim de un studiu amplu, n-au fost studii independente, ci articolele la care faceți referire fac parte dintr-un studiu mai amplu și sunt ramuri ale acelui studiu mai amplu. Toate articolele la care făceam referire au fost publicate în jurnale prestigioase medicale, jurnale internaționale de o largă circulație și care au relevanță, cum ar fi PLOS, PLOS nefiind altceva decât Public Library of Science, care este un jurnal editat în Statele Unite ale Americii, într-un alt jurnal, Patient Preference and Adherence sau Diabetology and Metabolic Syndrome. Deci, practic, sunt jurnale recunoscute în lumea diabetologiei care au un impact crescut, iar dacă este să mă gândesc la doar cele 3 articole despre care am discutat până acum, ele au acumulat probabil undeva în jur de 300 către 400 de citări în lumea științifică. Deci, practic, lucrul acesta a demonstrat că relațiile pe care le-am investigat aici în România, utilizând acest instrument, acest chestionar Michigan, au un răsunet în comunitatea științifică, practic punând bazele unor cercetări ulterioare, atât ale noastre, dar lucruri care ne bucură și a comunității științifice internaționale. Este minunat că se poate face muncă de cercetare în România. Practic, dumneavoastră și întreaga echipă din România și-a adus aportul în ceea ce privește activitatea în neuropatia diabetică din lumea întreagă și nu e puțin lucru, mai ales că nu se publică atât de ușor în revistele de specialitate din străinătate. Aș vrea să ne spuneți despre tratamentul neuropatiei diabetice, cum se situează România și care este în afara țării, în străinătate, în momentul de față, paleta de tratament oferită pentru tratarea neuropatiei diabetice. Acum, în ceea ce privește tratamentul neuropatiei diabetice, aș structura intervențiile în 2 clase majore. Vorbim de un tratament simptomatic și de un tratament patogenic. Tratamentul simptomatic are menirea de a înlătura, așa cum îi spune numele, simptomatologia referitoare la neuropatia diabetică. Pe de cealaltă parte, în contrast cu celelalte complicații cronice degenerative ale diabetului zaharat, în ceea ce privește neuropatia diabetică avem avantajul existența și unui tratament patogenic. Ce înseamnă asta? Avem un tratament care țintește, iată, exact cauzele care duc la apariția neuropatiei diabetice. Trebuie să menționăm că în ceea ce privește accesul la terapii, România, din punct de vedere al diabetului zaharat, se află într-o situație fericită, deoarece atât pentru diabetul zaharat, cât și pentru neuropatia diabetică avem la îndemână toate intervențiile care pot fi oferite gratuit pacienților noștri prin cadrul Programului Național de Sănătate destinat tratamentului și diagnosticului diabetului zaharat. Deci aici suntem în situația fericită în care avem la îndemână tratamentul patogenic al neuropatiei diabetice, în mare parte oferit gratuit pacienților noștri, avem intervenții care sunt oferite într-o manieră compensată și, pe lângă acestea, avem și acces la tratamentul simptomatic, deci cel care face ca odată apărută neuropatia aceasta să fie mai ușor depășită sau mai ușor resimțită de către pacientul nostru, tratament simptomatic care poate fi prescris compensat pentru pacienții noștri.